Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Candidații Partidului Șansa pentru funcțiile de primar și consilier din 8 localități ale țării au fost excluși din cursa electorală la solicitarea CEC. Doar într-un singur caz, Consiliul Electoral circumscrit nu a executat. Contractul de furnizare a gazelor naturale publicat de Bașcanul Evghenia Guțul, conform căruia locuitorii din autonomia găgăuză vor primi gaz mai ieftin la iarnă, este fals, susține ministrul energiei, care a venit și cu dovezi. Contractul care este publicat, care a fost publicat de Bașcan, e un fals, e niciun și nu poate fi executat. O profesoară de la un gimnaziu din Ustia, Glodeni, este acuzată de mama unui elev din clasa a treia că i-a bătut copilul în timpul orei, dascălul neagă acuzațiile. Spune că mama a pălit profesoara. Aproape 400 de cetățeni străini au părăsit ieri fâșia Gaza, jumătate sunt bulgari, austrieci și cehi, nu și moldoveni deocamdată. Granița a rămas deschisă și azi pentru cetățenii străini și răniți în stare gravă. Cu 3 zile înainte de alegeri, candidații Partidului Șansa pentru funcțiile de primar și consilier din 8 localități ale țării au fost excluși din cursa electorală. Asta după ce acum 2 zile CEC a constatat mai multe nereguli, inclusiv finanțarea ilegală din partea grupului criminal organizat de fugarul Ilan Șor. Partidul Șansa neagă toate acuzațiile. Se constată situația că 8 consilii electorale circumscripți au executat hotărârile Comisiei Electorale Centrale și au anulat înregistrarea candidaților, așa cum a cerut Comisia Electorală Centrală, și doar într-un singur caz Consiliul Electoral circumscript nu a executat hotărârea. Potrivit CEC, un singur Consiliu Electoral de Circumscripție a respins solicitarea Comisiei Electorale Centrale de a anula înregistrarea candidaților din partea Partidului Șansă. Toate persoanele care se simt cumva limitate de această hotărâre o pot manifesta în instanță de judecată. La ședința CEC de luni, membrii Comisiei au obligat Consiliile Electorale Locale să examineze anularea înregistrării candidaților Șansă pentru funcția de primar și consilier din 9 localități. Asta după ce s-a constatat că ar fi fost admise mai multe încălcări de către aceștia, inclusiv coruperea alegătorilor prin oferirea sau promisiunea oferirii unor foloase și finanțare ilegală din partea grupului criminal organizat Șor. Liderul Partidului Șansă neagă acuzațiile și spune că membrii formațiunii nu au încălcat nimic. Urmărirea penală pe numele deputatului Irina Lozovan și a soțului acesteia, învinuiți de acceptarea finanțării partidului politic Renaștere din partea unui grup criminal organizat, a fost încheiată. Procurorii au constatat că Lozovan ar fi primit bani de la Șor ca să convingă mai mulți primari și consilieri să adere la partidul Renaștere. Aceasta a încercat să le recruteze și pe primarul orașului Ocnița, promițându-i 1 milion de lei personal și încă 1 milion pentru primărie. Cel din urmă a refuzat, iar soțul lui Lozovan a fost reținut în timp ce încerca să-i transmită 30.000 de dolari, bani trimiși de fugarul Șor. Ulterior, și deputatul Irina Lozovan a fost reținută și plasată în arest la domiciliu după ce a rămas fără imunitate. Ambii neagă acuzațiile. A șaptea rundă de dezbateri care s-a dat aseară la Pro TV s-a lăsat cu replici acide între unii candidați la primăria capitalei. Liderul Mișcării Speranța Nadejda și candidatul din partea Pace mai mult s-au certat și mai puțin au vorbit despre planurile pe care le au pentru dezvoltarea orașului. La emisiunea de aseară a participat și Vasile Bolea de la Partidul Renaștere, iar Vasile Costiuc de la Democrația Acasă a refuzat invitația. Am fost alături de chișinăuieni în toată această perioadă de 10 ani, încercând să rezolv acele probleme pe care le au chișinăuienii. Eu să cot că am suficientă experiență din țările dezvoltate, care putem împreună să le plantăm aici la noi, în municipiul Chișinău. Avem un program bine determinat. Știind, cot la cot, lucrând cu primarul general, știind el ce-i de folos și mincinos și câte minciuni ați povestească el în campanie, îți că eu numai decât trebuie să participi în campanie și să vorbesc despre cel mai important, despre mafia din primărie, despre toată clanul lui Ivan Vasilici, del de Ieralov, Plăhătniu, care stau în spatele lui. Primarul suspendat a comentat astăzi acuzațiile care i-au fost aduse. Are loc
spre mare regret în ultimele aceste câteva zile, o amplă campanie de denigrare a mea personală, a colegilor mei. Runda de dezbateri între candidați a fost fierbinte pe alocuri. Ce program aveți dumneavoastră pentru oprirea corupției și birocrației? Să instalăm camere de luat vedere în toate cabinetele din primărie. Care este cadrul legal care permite lucrul ăsta? Și dacă nu ar fi asta o încălcare a drepturilor angajaților? Cadrul legal există. Cabinetul angajatului primăriei nu este proprietatea lui. El vine acolo la serviciu. Faceți parte dintr-un partid care președintele Real e un criminal, inclusiv și la mine în casă a pus căberi ascunsă. Și eu știu că Real este un combinator care tare, tare îi place rublă. Nu cumva dacă ajungeți dumneavoastră în fruntea primăriei, v-ați fi influențat și să faceți totul ce vă spune el. Dumneavoastră sunteți un clown, da, da. Care este, sunteți într-un dosar cu droguri. Îți spun eu ție clownile, ca să știi. Dosarul acela cu droguri, nici comuniștii ne-au aruncat și am câștigat toate judecățile. Fixați toate dezbaterile cum clownul în 2021. Auzi domnul, sau nu? La clown. Cu domnul Dinez. Domnul eu pe tine doar nu te-am atacat de clown. Eu pot să fac domnul nasul roșu. Vrei să fac nasul roșu și să amin la clown? Pentru ce? Tu vrei să fac nasul roșu și să amin la clown? Haideți să rămânem la discuții civilizate. Am constatat pentru perioada 6-13 octombrie că ați avea cheltuieli neraportate în valoare de circa 39.000 de lei. Cum explicați acest fapt? De ce nu raportați cheltuielile? Eu vin într-o țară europeană cu bani declarați, muncit, cinstit, care doresc singur mie să fac o donație, 1.000, 2.000, nu-i nevoie, cât va fi nevoie, nu pot, deoarece nimeni, nici o bancă, nu deschide cont bancar. Nu este cumva legat, de fapt, presupun sau întreb, de iarăși dosarele penale ale liderului de partid, inclusiv de sancțiunile internaționale? Eu cred că un stat capturat și anume politici incomoți în lături. În această seară, începând cu ora 21, vor avea loc ultimele dezbateri electorale de la ProTV înaintea scrutinului de duminică. Lorena Bogza este deja în studioul emisiunii Eu vreau să fiu primar și ne spune cine sunt invitații de astăzi. Lorena, bună seara! Am ajuns la ultima rundă de dezbateri, Eu vreau să fiu primar. Am încercat pe parcursul acestor emisiuni să-i cunoaștem pe candidații înscriși în cursa pentru alegerile la Primăria Capitalei, alegeri care au loc pe 5 noiembrie. Sunt în total tocmai 28 de candidați. Astăzi îi așteptăm aici pe Arina Spătaru, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Lilian Carp de la PAS și sperăm să vină și cineva de la Șansa, pentru că până în acest moment nu ne este clar cine va veni, deși inițial, ba chiar au fost primii care au confirmat prezența Cristinei Vulpe, care este candidatul acestei formațiuni. Noi vă așteptăm aici, începând de la ora 21, la ultima rundă de dezbateri. Trei bărbați au fost încătușați de ofițerii PC Cox după ce au șantajat doi transportatori de pasageri și colete de pe cursa Moldova-Marea Britanie. Direcția combaterea criminalității organizate. Sunt reținut pentru comiterea unui șantaj. Unul dintre bănuiți este membru al organizației criminale Machena. Cu detalii revenim în jurnal. Contractul publicat de Bașcanul Evgenia Guțul, care prevede că locuitorii din autonomia găgăuză vor plăti la iarnă 10 lei pentru un metru cub de gaz, este fals. Asta spune ministrul energiei Victor Parlicov, precizând că una dintre companiile care figurează în actele prezentate de Bașcan ar fi negat că a semnat un astfel de contract și experții în energetică pun la îndoială veridicitatea informațiilor din acel document. În replică, Evgenia Guțul a scris pe rețelele de socializare că Parlicov minte. Șor, consider deputatul mâna de doși. Și contractul care este publicat, care a fost publicat de Bașcan, e un fals, e niciun și nu poate fi executat. Așa a reacționat ministrul energiei la o zi după ce Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Evgenia Guțul, a publicat pe pagina sa de Facebook un document despre care spune că ar fi un contract de furnizare de gaze. Potrivit actului, furnizorul ar fi o companie din Turcia care s-ar angaja să livreze gaze naturale doar pentru locuitorii din autonomie, din Orhei și din Taraclia, la un preț de puțin peste 160 de euro pentru 1000 de metri cubi. Victor Parlicov însă pune la îndoială veridicitatea celor expuse în textul documentului. Pe foile care au fost publicate
lipsesc date de identificare a companiilor, lipsește ștampila, companiile în Turcia se operează cu ștampile. Ministrul menționează totodată că întreprinderea din Turcia ar fi negat că a semnat un astfel de act. Nici acea companie din Turcia cu care CIC s-a făcut contractul, ea infirmă că se ocupă de gaz și de fosile, și nici compania care sau compania din Germania, nu există date despre dânsa, despre activitatea ei pe piața gazelor. Deci managerul acestei companii, de cât înțeleg eu, administrează o cafeterie sau brutărie. Compania din Turcia a negat într-un e-mail faptul că ei au fost întrebați direct, au fost contactați și au negat în e-mail faptul că ei s-ar fi ocupat de gază și că ar fi semnat un asemenea contract. Și nici compania din Moldova, care ar fi încheiat acel presupus contract cu o companie turcă, nu a avut nicio activitate pe piața gazelor de la fondare și până acum. Mai mult, Parlicov a spus că în cazul în care documentul ar fi fost real, iar consumatorii și-ar fi dorit să-și schimbe furnizorul, ar fi urmat o procedură lungă și deloc ușoară, iar o astfel de decizie nu poate fi luată de administrația publică. Lucru menționat și de expertul în energetică, actualul membru al Consiliului de Observatori Moldova Gaz, Sergiu Tofilat. Tu nu poți să spui că iată, eu să vând numai la satul Cutare sau la raionul Cutare. Este un regulament prin schimbarea furnizorului. Reziliez contractul cu furnizorul actual și semnez un contract cu alt furnizor. Așadar, experții spun că acest document publicat de Bașcan reprezintă doar o promisiune goală în prag de alegeri locale. Tovarășor, deja mai mult de un an de zile, tot promite lumii că iată, vom aduce gaz. Eu deocamdată n-am văzut niciun metru cub de gaz promis de șor. Și el deocamdată ne hrănește cu promisiuni. Și nu le vrează decât știri. Acest gaz practic este donat din partea acestei companii din Turcia, nu știu de unde. Așa preț la moment în piața Europei, dar chiar și în alte piețe, fie și în Federația Rusă, așa preț 14 euro pentru un megawatt nu există. Și nu a existat niciodată pe parcursul anului 2023. În încheierea conferinței de astăzi, Victor Parlicov a ținut să se adreseze și locuitorilor din regiunile vizate, pe care i-a îndemnat în patru limbi să nu creadă în știri false. Сега пару дуи по български. Мили българи, що ви смята за глупави и бележи, документите, опубликовани от Башкана пред изборите, са фалшиви и лъжа. În replică, Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Evgenie Aguțul, a scris pe rețelele de socializare că declarațiile ministrului energiei sunt false. Consumatorii casnici din țara noastră achită acum pentru un metru cub de gaz puțin peste 18 lei. Un elev de 9 ani din Ustia, Gloden, ar fi fost bătut și agresat verbal la școală de către învățătoarea sa. Mama băiatului susține că fiul ei a venit acasă cu fruntea spartă și că are înregistrări audio în care pedagogul intimidează și alți elevi. Profesoara vizată neagă acuzațiile, iar directoarea școlii spune că a inițiat o anchetă internă. Cazul a ajuns și în atenția Procuraturii Generale, care a deschis un dosar. Totodată s-a autosesizat și Ministerul Educației. Edita Josan povestește că pe 11 octombrie, băiatul său, elev în clasa a 3-a la gimnaziul din Ustia, Glodeni, a venit acasă cu fruntea spartă și cu mai multe vânătăi. Acesta i-ar fi spus mamei că învățătoarea l-a lovit cu capul de bancă. Am observat pe fruntea lui o ghemotomă. Îl întreb Gabriel ce s-a întâmplat și el, ca când așa și trebuia să fie, spune că mama m-a pălit profesoara. Cum te-a pălit profesoara? Și că eu n-am fost atent la ce pagină se deschid acolo și m-a pălit așa de tare că eu m-am pălit cu fruntea de bancă. Mama copilului susține că a avut o discuție cu învățătoarea, iar a doua zi, aceasta l-a certat pe băiat în fața clasei, nemulțumită că i-a povestit despre cele întâmplate. Totul a fost înregistrat într-o secvență audio. Nesănțătule și ești! Chiar așa nesănțării n-am văzut! Ia că nu știi ce să scrie! Dacă să duci undeva, spune cuvânt în cuvânt! Contactată de ProTV, învățătoarea a negat cele întâmplate. L-am lovit copilul, l-am întors de mai multe ori, e greșeala mea, nu e greșeala mea, de acum o să decidă. În urma acestui caz, atât băiatul care ar fi fost bătut, cât și alți elevi din clasă au fost supuși unei expertize psihologice. Noi deja am fost audiați de psihologi, ce a confirmat că copilul nu minte. L-a tras de urechi, i-a rupt stiloul, l-a mai iontit cu pumnii în schinare și ei și-au confirmat pe urmă și alți copii. Directoarea gimnaziului spune că a discutat cu învățătoarea și că a fost inițiată o anchetă internă fără suspendare acestei.
tăia din funcție. N-am niciun drept să o lipsesc de dreptul de a activa în calitate de învățătoare. Cazul a ajuns în atenția Procuraturii Generale, dar și a Ministerului Educației. A fost pornită o cauză penală în temeiul bănuielii rezonabile de comiterea infracțiunii de tratament inuman ori degradant săvârșite cu bună știință asupra unui minor. Urmărirea penală este în desfășurare. Învățătoarea acuzată că ar fi agresat copilul lucra de 2 săptămâni în gimnaziul din Ustia și are o experiență de 16 ani în domeniul educației. 3 bărbați au fost încătușați de ofițerii PCCOX pentru șantaj, iar unul dintre bănuiți este membru al organizației Machena. Aceștia ar fi șantajat 2 transportatori de pasageri și colete de pe cursa Moldova-Marea Britanie, cerându-le câte 1000 de lei pentru fiecare cursă. Cei doi nu au acceptat să plătească taxa ilegală, așa că au urmat amenințările, iar unul dintre transportatori a fost bătut pe o stradă din Bacioi, poliția publicând imagini cu răfuiala fizică. Imaginile au fost surprinse pe o stradă din Băcioi. Potrivit procurorilor PCCOX, cei 3 membri ai grupului infracțional l-au bătut pe unul dintre transportatori, după ce acesta a refuzat să le achite câte 1000 de lei pentru fiecare cursă Moldova-Marea Britanie. Răfuiala fizică a fost precedată de amenințări cu sistarea activității sau cu incendierea mașinii. În cazul în care aceștia nu ar fi acceptat să le plătească taxa ilegală, bănuiții i-au amenințat cu sistarea activității lor pe această cursă. Totodată, unul din administratori a fost amenințat cu incendierea automobilului personal. Cei 2 transportatori au refuzat să achite banii care urmau să ajungă în bugetul comun al unei organizații criminale, unul dintre bănuiți fiind membru al grupului Machena. După ce victimele șantajului s-au plâns la poliție, au urmat percheziții, iar ca urmare, cei 3 suspecți au fost reținuți. Direcția combaterea criminalității organizate. Suntem reținuți pentru comiterea unui șantaj. Potrivit poliției, unul dintre suspecți a fost anterior condamnat la închisoare pentru tâlhărie, iar altul pentru furt. Cercetările continuă, iar cei 3 ar urma să fie plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Militarii moldoveni și cei români s-au antrenat cot la cot pe un poligon de la Bulboaca în cadrul unui exercițiu internațional. Echipați până în dinți, militarii de pe ambele maluri ale Prutului au tras la țintă și au executat procedee de luptă. Cu mai multe imagini, revenim în câteva minute. Un grav accident s-a produs aseară la Durlești. Un BMW a fost făcut zob după ce s-a izbit într-un pilon și s-a răsturnat. Potrivit poliției, în automobil se aflau 2 tineri de 17 și 18 ani care au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru a stabili cine se află la volan în momentul impactului. Toamna se numără faptele bune. Colegii de clasa unui băiețel cu nevoi speciale din Sângerei au organizat un iarmaroc de caritate. Banii adunați au fost donați pentru reabilitarea copilului care are probleme de auz și de vorbire. Avenir este elev în clasa a 3-a la liceul teoretic Olimp din Sângerei. Băiatul nu aude și nici nu vorbește. În ciuda diagnosticului său, Avenir merge în fiecare zi la școală, însă din cauza că nu aude, este în urmă cu materia față de colegii săi. Am depistat această boală de la 4 ani, fiindcă medicii îmi spuneau că uite, copilul ăla să audă mai rapid puțin. Până la 4 ani copilul și căuci copilul, poți să-și revieși. Nu a fost cazul. Dacă în clasa 1-a copilul cât de cât reacționa, dorea elementele să le scrie, să, la matematică chiar să se implice, acum cu regret îi vine foarte greu, deoarece materialul din zi în zi, din an în alt, se complică și lui îi vine foarte greu. Ca să poată auzi, Avenir are nevoie de o intervenție chirurgicală la Chișinău, dar și de o reabilitare costisitoare. Ca să-l ajute, toată școala s-a mobilizat și au organizat un iarmaroc de toamnă. Mulțumesc.
mesele doldora de bucate au fost întinse în curtea liceului, iar elevii au cumpărat din bunătățile pregătite de părinți. Sperăm că acum a venit și familia sa au un motiv în plus să creadă în puterea comunității și să privească spre viitor cu speranță. Faptul că astăzi, prin intermediul celor 1040 de copii, 38 de clase și cu familia întreagă a liceului Teoretic Olimp, susținuți de părinți și profesori, a reușit acest proiect. Colegii au reușit să adune peste 70.000 de lei pentru avenir. Tradițional, în fiecare toamnă, școlile din țară organizează iarmarocuri de caritate în cadrul evenimentului Toamna de Aur. Militarii moldoveni cot la cot cu cei români au participat la un exercițiu internațional la baza militară de instruire a Armatei Naționale. Au executat trageri din diferite tipuri de armament și au desfășurat acțiuni care antrenează rezistența fizică și aptitudinile de comandă. Echipați până în dinți, militarii moldoveni și români au executat mai multe exerciții demonstrative cu trageri de luptă din armamentul din dotarea Armatei Naționale. Nici ploaia de afară nu i-a împiedicat. Umăr la umăr cu colegi de peste Prut, ne-am antrenat la toate obiectivele care au fost puse în plan. A fost o instrucție benefică, fructuoasă. Ce timp a ținut cu noi, am avut parte de vreme frumoasă, mai ales ploaia, e timpul nostru, care ne-a ajutat să îndeplinim misiunea cu succes. Exercițiul a avut ca scop dezvoltarea capabilității de intervenție a militarilor și evaluarea subunităților cu destinație specială. Principalul obiectiv este să ne armonizăm tacticile, tehnicile și procedurile de operare pe câmpul de luptă. La fel s-a armonizat niște tactici de chemare a focului de artilerie cu argătoarele de bombe 82 mm. Exercițiul care implică militari din România și Republica Moldova are loc în perioada 23 octombrie-3 noiembrie la baza militară de instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca. Militarii moldoveni participă la acest exercițiu din 2009. Vestul Europei este măturat de o furtună cu vânturi puternice de peste 200 km pe oră și ploi abundente. În Olanda, Marea Britanie și Franța, oamenii au fost îndemnați să stea acasă, fiind închise aeroporturile, căile ferate, serviciile de feribot și școlile. Cu mai multe detalii, revenim imediat. Ucraina a suferit cel mai amplu atac rusesc de la începutul anului. Peste 100 de localități din diferite regiuni au fost bombardate, iar cel puțin 4 persoane au fost ucise. Pe front, situația este fierbinte în preajma orașului Avdiivka. Într-un interviu acordat pentru The Economist, comandantul armatei ucrainene, Valeri Zalușni, recunoaște eșecul contraofensivei ucrainene din iunie și că se află într-un impas. Bombardamentele din timpul nopții au ucis o persoană în regiunea nord-estică Harkov și o alta în regiunea sudică Herson, au raportat oficialii locali. Російські військові масового атаку Херсона було чутно ряд вибухів. De asemenea, un atac a ucis un locuitor din regiunea Zaporojie, în timp ce un atac cu dronă rusă a ucis o persoană și a rănit alte 4 în Nicopol, în sudul țării. În total, rușii au bombardat 118 localități din 10 regiuni ucrainene. Ucraina și aliații săi occidentali se tem că Rusia își va intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice a țării odată cu apropierea iernii, așa cum a făcut și anul trecut. Pe front e fierbinte în estul Ucrainei. În viziunea analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului, Avdiivka este un microcosmos al eșecului statului major rus de a învăța din greșelile pe care le-a făcut de la începutul războiului pe câmpul de luptă. Якщо жарко артилеристам, то ви уявіть, як там бідним нашим піхотинцям. Actuala ofensivă de lângă Avdiivka a dus de asemenea la pierderi mari în rândul trupelor rusești, semnalând o lipsă de adaptare strategică. Не менше ніж 10 разів збільшилась кількість їхніх обстрілів. Marea contraofensivă lansată la începutul lui iunie nu a avut efectul scontat, recunoaște comandantul armatei ucrainene într-un interviu pentru The Economist. Valeri Zalușni, dirijorul acestei contraofensive, care a avansat doar 17 km în aproape 5 luni, își exprimă în mod deschis temerea față de o împotmolire care să avantajeze Rusia și compară acest conflict armat cu primul război mondial. Comandantul susține că potrivit manualelor NATO și calculelor pe care le-a făcut, 4 luni ar fi trebuit să
fie suficiente să ajungă în Crimea. Oamenii săi au fost opriți din contră de linii de apărare extrem de eficiente ale Rusiei și nu s-au putut instala pe termen lung pe malul stâng al Niprului. El se declară recunoscător Occidentului pentru livrări de armament, însă regretă că au ajuns uneori prea târziu pentru a mai face vreo diferență. Valeri Zaluzhny vrea să facă totul pentru a împiedica un război de tranșee care să dureze ani. Astfel, în opinia sa, tehnologia va face diferența în acest război. El îndeamnă la inovare în domeniul dronelor, războiului electronic, capacităților antiartilerie și echipamentelor de deminare, inclusiv la noi soluții robotice. Gruparea militară Wagner este din nou în acțiune. Fiul lui Evgeni Prigojin este oficial noul șef al mercenarilor, spun surse citate de un post de televiziune rus. Zvonurile că Pavel Prigojin va prelua conducerea organizației au apărut încă de luna trecută. Această schimbare majoră vine la doar câteva luni după ce Evgeni Prigojin a murit într-un accident aviatic. În vârstă de 25 de ani, fiul acestuia, Pavel Prigojin, este singurul moștenitor și pentru a nu pierde o bună parte din capitalul tatălui său, el trebuie să coopereze cu garda rusă. У него других вариантов и нет. Для того, чтобы продолжать хоть какую-то деятельность, ЧВК Вагнер придется играть по тем правилам, которые диктует им Кремль. Grupul Wagner ar urma să devină o subdiviziune a Gărzii Naționale a Rusiei, care răspunde direct ordinelor președintelui rus și care a început recrutările. Candidații ar fi selectați doar din rândul civililor, iar noua structură nu acceptă foști mercenari, care au plecat la Ministerul Rus al Apărării după revolta lui Prigojin. Здесь важный момент, что набирают туда людей не из тюрем. Как сказал сам сын Пригожина. Primele zvonuri privind demersurile făcute de Pavel Prigojin pentru a prelua conducerea grupului Wagner au apărut încă de la începutul lunii octombrie. Acesta a negociat cu Garda Națională Rusă pentru ca mercenarii să lupte din nou pe frontul din Ucraina, scrie Institutul pentru Studiul Războiului. Numele organizației, simbolurile, ideologia și comandanții vor fi păstrate. Un nou bombardament asupra taberei de refugiați Jabalia din Gaza a avut loc azi după ce un atac al armatei izraeliene de ieri a ucis 10 de persoane. Între timp, punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt a fost deschis și azi pentru ca străinii să poată pleca. Ieri, circa 400 au reușit să iasă din Gaza. Potrivit autorităților egiptene, jumătate sunt bulgari, austrieci și cehi, nu și moldoveni deocamdată. Până acum, 50 de cetățeni ai Republicii Moldova au cerut sprijin pentru a părăsi enclava. O explozie masivă a zguduit tabăra de refugiați Jabalia din Gaza pentru a doua zi consecutiv. Această înregistrare video de la locul exploziei arată pagube masive în jurul unui crater adânc, în timp ce oamenii sapă printre dărâmături în căutarea victimelor. Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului a declarat că bombardarea de către Israel a taberei de refugiați palestinieni de la Jabalia din fâșia Gaza ar putea constitui crimă de război. Hamas afirmă că în urma atacurilor au fost ucise peste 195 de persoane, iar 120 sunt date dispărute. Israelul a declarat că în atacurile sale asupra taberei de refugiați a ucis doi lideri militari Hamas. IDF susține că gruparea avea centre de comandă și alte infrastructuri teroriste sub, în jurul și în interiorul clădirilor civile, punând în pericol în mod intenționat civilii din Gaza. La primele ore ale dimineții au fost auzite explozii și în apropierea spitalului Al-Quds, unde se adăpostesc mii de oameni. Autoritățile israeliene au avertizat anterior că spitalul să fie evacuat imediat, ceea ce, potrivit oficialilor ONU, era imposibil fără a pune în pericol pacienții. Armata israeliană spune că a spart apărarea Hamas și se află la porțile orașului Gaza. IDF susține că trupele brigăzii de infanterie au dus bătălii prelungite împotriva teroriștilor palestinieni, care au tras rachete, au declanșat dispozitive explozive și au aruncat grenade asupra armatei. Israelul a raportat ulterior uciderea 10 de militanți palestinieni. Între timp, cel puțin 361 de cetățeni străini au intrat în Egipt, prin punctul de trecere Rafah dinspre Gaza, afirmă un oficial egiptean. Însă mii de oameni încă stau la graniță în speranța că vor fi primiți și ei în Egipt, deși în preajmă se pot încă auzi explozii.
Oficialii americani se așteaptă ca peste 5.000 de cetățeni străini să poată să treacă din Gaza în Egipt, ca parte a acordului negociat de Qatar între Israel, Hamas și Egipt. Gruparea palestiniană Hamas amenință că va repeta atacul din 7 octombrie până când Israelul va fi anihilat. Un terorist care a participat la masacrul din acea zi, luat prizonier de armata israeliană, a mărturisit cum a intrat într-o casă și a împușcat copii. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Într-un videoclip postat de forțele israeliene, un militant Hamas a recunoscut că misiunea grupării a fost să omoare civilii. El a povestit că atunci când a auzit copiii care plângeau adăpostiți în buncăre, a tras până nu a mai auzit niciun sunet. ايش تاخذوا الملجا اول وانا اول شيء ما تخناش على الملجا ما قعدنا وفي شيء قعدنا في الاوضه وكنا طمع كنا طمع وشربنا ميه قعدنا بعدين وقفنا سمعنا صوت صغار طخ شو الصوت سمعته صوتنا تمتمت صغار واللي مش عارف شو طخش البيت طخنا طخيت انا وطخ احمد ابو كمال طخنا على الباب محل ما وبعدين بطلنا نسمع صوت يعني بتعرفوا تسمعوا صوت معناته ايش هو صار معناته. Pe de altă parte, un membru al biroului politic al Hamas a afirmat într-un interviu acordat unui canal de televiziune libaneză că gruparea teroristă nu a intenționat să facă rău civililor, dar au existat complicații pe teren. احنا ضحيه الاحتلال نقطه واخر سطر لذلك ما حدا يلومنا احنا شو اللي بنعمله في 7 اكتوبر في 10 اكتوبر في مليون اكتوبر احنا اللي بنعمل مبرر it is justified. Deși masacrul a șocat o lume întreagă, oficialul Hamas amenință că va repeta atacul de nenumărate ori până când Israelul va fi anihilat. Nu să lăsăm să ne adăpăm. Și vom adăpăm o dată și a doua. Și nu va fi al-Aqsa prima dată. Nu, va fi a doua, a treia, a patra, pentru că noi avem asrar, avem decizii, avem imkaniyat. Să luptăm și să luptăm, dar cum am spus, vom plăti thamanul, noi suntem mustadin. În atacul sângeros din 7 octombrie, militanții Hamas au omorât peste 1400 de israeleni și au luat ostatici peste 240 de persoane. Bilanțul morților în fâșia Gaza în urma declanșării operațiunii militare a Israelului ar fi depășit 9.000 de morți, anunță Ministerul Sănătății din enclavă. O bombă meteorologică lovește Europa cu puterea unui uragan. Furtuna Ciaran a ucis o persoană în Franța și a forțat închiderea aeroporturilor, a traficului feroviar și a școlilor. Olanda, Marea Britanie și Irlanda sunt de asemenea afectate de vântul care suflă cu putere. Franța, furtuna Ciaran, denumită bombă meteorologică, a provocat moartea unui bărbat după ce peste camionul în care se afla a căzut un copac, iar aceste imagini arată o macara ruptă în două. Ploile abundente împreună cu rafalele puternice de vânt au lăsat 1,2 milioane de familii fără electricitate. Mai multe zone din regiunile Bretania și Normandia au fost plasate sub cod roșu de vânturi puternice, viteza acestora depășind 200 de km pe oră, iar pentru restul teritoriului francez a fost emis cod portocaliu. Situația nu este mai bună nici în Regatul Unit, unde rafalele puternice de vânt au spart mai multe ferestre și au smuls copaci și acoperișuri. Localnicii au publicat imagini cu vehiculele avariate. În sudul Angliei, mai multe școli au fost închise, iar autoritățile au îndemnat oamenii să stea în case. O jurnalistă Sky News era cât pe ce să cadă în timp ce transmitea în direct situația din regiune. Compania aeriană olandeză a anulat 10 de zboruri spre și dinspre aeroportul din Amsterdam. Analiștii spun că evenimentele meteorologice extreme sunt fenomene naturale, însă schimbările climatice provocate de emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane pot să le amplifice. Șerif Tiraspol și FC Bălți s-au distrat în optimile Cupei Moldovei și au obținut victorii categorice, câte un loc în sferturi și au asigurat ieri alte două formații, Dacia Buiucan și Victoria Bartar.
Deținătoarea Cupei Moldovei, Sheriff Tiraspol, a găzduit acasă partida cu FCM Ungheni. Divizionara secundă a încasat 3 goluri în prima repriză de la João Paulo, Luvanor și Garananga. Fundașul Garananga și-a completat dubla în actul secund, iar tânărul atacant Danila Forov a stabilit rezultatul final de 5-0. Forov reușește să se întoarcă, scapă de marcaj, Forov și 5-0. Și finalista Cupei Moldovei din sezonul precedent, FC Bălți, a predat o lecție de fotbal. Discipolii lui Veceslav Rusnak au învins cu 7-0 gruparea Constructorul Lova. Ungema și Clayton au punctat câteodată, Sergei Mișcov a reușit hat-trick-ul, iar Andrezinho dubla. Vlad Boico, din nou posibilitate și de data aceasta este 6-0. FC Bălți se va duela în următoarea rundă cu Dacia Buiucani. Clubul din Chișinău a învins ieri formația Real Succes cu 4-2. Totodată, Sheriff Tiraspol va da piept cu FC Victoria, care a reușit ieri o surpriză. Echipa din Chișinău, aflată în Liga Secundă, a eliminat formația Florești, care evoluează în Superligă. După ce în timpul regulamentar a fost 1-1, Victoria s-a impus la penalti. Șutează Criciumar, este 5-4. Tot în sferturi va avea loc bătălia tare Zimbru Milsami și Petrocub Stăuceni. În această fază a Cupei Moldovei vor avea loc duble manșe. Primele meciuri sunt programate la începutul lunii martie, iar retururile în aprilie. Surpriză de proporții în Cupa Germaniei, Bayern München a părăsit competiția în 16-im după ce a pierdut duelul cu o echipă din Liga 3-a, încasând golul decisiv în prelungiri. Thomas Müller a deblocat tabela de scor în minutul 16 cu un șut de la distanță. Bayern München a dominat la capitolul posesie, dar nu a mai creat multe ocazii în prima repriză. În schimb, formația Saarbrücken, poziționată pe locul 15 în a treia ligă valorică, a egalat surprinzător chiar înainte de pauză, profitând de erorile defensive adverse. Imediat, Thomas Tuchel a efectuat câteva schimbări pe teren, intrând mai mulți titulari. Deși Bayern a atacat în valuri, Saarbrücken a rezistat, iar în al șaselea minut al prelungirilor a dat lovitura de grație. Saarbrücken a învins senzațional cu 2-1, iar Bayern, care este cea mai titrată echipă din Cupa Germaniei cu 20 de trofee, părăsește competiția prematur. Între timp, rivalii bavarezilor de la Borussia Dortmund au trecut cu 1-0 de Hoffenheim. Marco Reus a semnat golul care a adus victoria. Fine ball to find Reina. And here's Reus, and it's it. Reus gets his goal. Totodată, finalista ediției trecute, Eintracht Frankfurt, își continuă parcursul după ce a învins cu 2-0 gruparea Victoria Köln, în timp ce lidera din Bundesliga, Bayer Leverkusen, a triumfat în partida cu Sandhausen. Echipa pregătită de Xabi Alonso s-a impus cu 5-2 și este neînvinsă în acest sezon, având 13 victorii în 14 meciuri jucate. That was absolutely magnificent. Tragerea la sorți pentru stabilirea perechilor din optimile Cupei Germaniei va avea loc duminică. Deținătoarea trofeului este RB Leipzig, însă Taurii Roșii nu își vor apăra titlul deoarece au fost eliminați în 16-im de Wolfsburg. De la volanul bolidurilor de Formula 1 pe terenul de golf, piloții de la Red Bull, Max Verstappen și Sergio Perez, s-au duelat în cadrul mai multor probe cu un jucător profesionist. Oh, that's absolutely perfect. Okay, remember, the four palms on the right. Four palms on the right. Send it straight. I don't know how the wind. I will get my club. Yeah, get your. Ready. Why is it so slow? It slows you down. You need to find your ball, man. Sing it, sir. Dacă Perez a demonstrat că ar putea să obțină performanțe în golf în caz că nu ar mai fi pilot de cursă, atunci Max Verstappen nici măcar nu a încercat să concureze. În schimb, campionul din Formula 1 s-a distrat plimbând jucătorii cu o mașinuță de golf. După 3 probe de precizie, a fost egalitate între Sergio Perez și Michael Block. Perez și Verstappen sunt lideri în clasamentul acestui sezon de Formula 1, pilotul olandez, asigurându-și deja titlul de campion. 4 favoriți din top 10 mondial nu au trecut nici măcar de runda secundă a Masters-ului din Paris. Medvedev, Fritz, Ruud și Alcaraz au părăsit competiția surprinzător.
Dacă al nouălea favorit Taylor Fritz s-a retras înaintea meciului cu Altmaier din cauza unei accidentări, atunci Carlos Alcaraz a pierdut inexplicabil cu 3-6 și 4-6 bătăria cu rusul Roman Safiulin. Un alt rus, Daniil Medvedev, a fost învins de Grigor Dimitrov. Bulgarul s-a impus în setul decisiv la tie-break. Astfel, Mastersul de la Paris a rămas fără jucătorii de pe locurile 2 și 3 în ierarhia mondială. A părăsit tabloul principal și Casper Ruud. Al 8-lea favorit nu a făcut față argentinianului Cerundolo. Iar un alt tenismen din Argentina, Echeverry, a cedat categoric în fața liderului mondial, Novak Djokovic. Sârbul s-a dat în spectacol și a demonstrat forma fizică de invidiat în care se află la 36 de ani. Djokovic a jucat finala ediției trecute a competiției Masters 1000, fiind învins de Holger Rune, care s-a calificat ieri în optim, eliminându-l pe Dominic Thiem. Campionul de la Paris va încasa aproape 900.000 de euro. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea de dezbatere electorale Eu vreau să fiu primar. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară bună vă doresc!